Testamentul marelui scriitor Ion Druță a fost îndeplinit. Trupul neînsuflețit al scriitorului a fost adus la Soroca pentru a fi înhumat lângă lumânarea recunoștinței, după cum i-a fost și dorința. Mai mulți oficiali, oameni de artă, dar și simpli cetățeni au venit să și-a rămas bun. E o zi tristă pentru Moldova, așa că aceasta de pământ românesc, pentru că îl petrecem în veșnicie pe unul dintre cei mai mari scriitori români, care a fost puțin cunoscut, din păcate, a fost izgonit în anii 60 de către comuniști și a fost nevoit să locuiască la Moscova, pentru aceasta își găsesc păcatele. Dar el ne-a lăsat opere nemuritoare. Odată cu trecerea timpului, ne vom da seama ce mare prozator și dramaturg a fost Ion Druță. Opera lui este una specială, este una foarte simplistă și este foarte asemănător cu testamentul care l-a oferit el pe ultima sută de metri. Acel testament, de fapt, ne povestește foarte mult despre acest om. El a vrut să fie simplu, el a vrut să fie foarte modest și modestia lui, presupun eu, îl caracterizează cel mai mult. Druță este tot ce înseamnă pentru noi conștiință națională. Druță este pentru noi tot ce înseamnă demnitate națională. El este lumânarea noastră. El a prins în noi licul nădejdii de el. Prin valoarea operii sale, prin puterea operii sale, Druță este un clasic al literaturii, nu numai române, dar al literaturii universale. Dumnezeu să-l primească și să-l odihnească în împărăția sa alături de străbuni. Slujba religioasă de înmormântare a scriitorului a fost oficiată de către un sobor de preoți în frunte cu episcopul de Soroca Ioan Moșneguțu. Pentru iubirea sa de oameni, cu rugăciunile prea sfinte și prea binecuvântate, stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioarei Maria, cu ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, și ale tuturor sfinților. Cu un ultim omagiu a fost prezent și primarul satului Horodiște, satul de baștină al scriitorului, dar și rudele. Jumătate de an în urmă am decis de a-i da citire unei străzi, strada pe care s-a născut, pe care a copilărit, pe care i-a fost casa. Ion Druță este concetățeanul nostru. Cred că pe parcursul anilor care suntem acum și pe viitor vom anunța elevii, cetățenii, de a-i purta cinstea. Mama получила от него письма, и всегда там было написано «Дорогая сор», и всегда она интересовалась, кто, куда, где, как и что, и всю жизнь нам помогал. И мы очень благодарны. Я сейчас проходила, прощалась, я ему сказала спасибо большое, дядя. Общаться было с ним очень хорошо. Жалко, мне так жалко, я не могу даже. Горлин, что делаешь? Сикриул cu trupul neînsuflețit al scriitorului a fost coborât în mormântul săpat într-o poieniță la câțiva zeci de metri mai jos de lumânarea recunoștinței, așa cum și-a dorit scriitorul. Venit să-l petrecem pe ultimul drum, pe marele poet Ion Druță, aducând sentimente de recunoștință și mândrie că aparține poporului nostru. Suntem foarte mândri în faptul că acesta a fost adus la Soroca și că acesta ne-a lăsat acest monument ca în urmă, ca moștenire, și ne bucurăm să fim aici pentru a fi o parte a ultimului clip. Ne-a lăsat în urma noastră o grămadă de creații spirituale și o creație materială numită Lumânarea Recunoștinței, care va rămâne mereu în inima noastră și a viitorilor noastre generații.
Ziua de 2 octombrie a fost decretată zi de doliu național. Marele scriitor Ion Druță a decedat în dimineața zilei de joi 28 septembrie, în jurul orei 10. Acesta locuia la Moscova, capitala Federației Ruse. Scriitorul avea 95 de ani. Pe pagina Teatrului Național Mihai Eminescu a fost publicat testamentul lăsat de scriitor. Cruzatorul a menționat că își dorește să fie mormântat la Soroca, acolo unde s-a născut, lângă monumentul Lumânarea Recunoștinței, căreia i-a dedicat 16 ani din viață.